Bună ziua, dragi copii, și bine v-am găsit! Eu sunt Emma Patrici. Vă invit să învățați cum să așezați cuvintele în ordine alfabetică. Vă propun să așezăm în ordine alfabetică următoarele cuvinte. Carte, penar, stilou, acoarele, radieră. Ce înseamnă ordonare alfabetică și la ce ne folosește? Toate literele folosite în limba română așezate într-o anumită ordine alcătuiesc alfabetul limbii române. Iată alfabetul scris cu litere mici. A, E, U, B, C, D, E, F, G, H, I, U, J, K, L, M. N O P Q R S Ş T Ç, U V W X Y Z. Iată și alfabetul scris cu litere mari. În alfabet, literele stau în această ordine. pentru a așeza cuvintele în ordine alfabetică, stabilesc mai întâi cu ce literă începe fiecare cuvânt, apoi le așez la locul potrivit. Observăm cu atenție cuvintele. Carte, penar, stilou, acoarele, radieră. Cuvântul carte începe cu litera C. Cuvântul penar începe cu litera P. Stilou începe cu litera S. Cuvântul acoarele începe cu litera A, cuvântul radieră începe cu litera R. Voi scrie cuvintele ordonându-le în funcție de cum sunt așezate în alfabet literele cu care acestea încep. Primul cuvânt este cuvântul acoarele, deoarece litera A este prima din alfabet. Al doilea cuvânt este cuvântul carte. Cuvântul carte începe cu litera C, iar în alfabet litera C se află după litera A. Al treilea cuvânt este cuvântul penar. Cuvântul penar începe cu litera P. În alfabet litera P se află după A și C. P al patrulea cuvânt este cuvântul radieră. Litera R se află în alfabet după litera P. Ultimul cuvânt de pe această pagină este stilou. Cuvântul stilou începe cu litera S, iar în alfabet litera S este după litera R. Exersați folosind nume de copii. Vă propun următoarele nume: Maria, Bianca, Rareș, Adrian, Elena. Stabiliți cu ce literă începe fiecare cuvânt, apoi așezați numele în ordine alfabetică. Adrian, Bianca, Elena. Maria Rareș. Acesta este răspunsul corect. Exersați mai departe și singuri. Așezați în ordine alfabetică cinci cuvinte care denumesc animale, fructe sau jucării. Unde avem nevoie de așezarea în ordine alfabetică? De exemplu, în Dicționarul explicativ al limbii române, cuvintele sunt așezate în ordine alfabetică pentru ca noi să le găsim mai ușor. La școală, în catalog, numele voastre sunt trecute în ordine alfabetică. La revedere!